până seara. Așa este, cel puțin în prima repriză am avut ocaziile mai multe și cred eu mai clare decât adversarul. În a doua repriză, cred că și plusul de prospețime a fost de partea celor de la Ucluj, pentru că acea zi în plus cred că s-a văzut. Una peste alta, ținând cont și de teren, ținând cont și de miza punctelor, cred că este un rezultat echitabil, chiar dacă ne-am fi dorit foarte mult victoria. Le-am spus și băieților acum în vestiar, sunt foarte mulțumit de atitudinea lor, de modul în care au înțeles că avem nevoie de angajament și de disciplină la acest meci, dar pe de altă parte nu sunt mulțumit de acest punct, mi-aș fi dorit foarte mult să câștigăm acest meci. Sunteți un antrenor care, nu știu, preferă stilul mai creativ, să lași jucătorii cel puțin din ultima treime să se exprime. Cât de supărat sunteți totuși că, cel puțin în această perioadă, mai vorbim de meciurile de acasă, jucați pe o suprafață de joc care este exact contrar tuturor jucătorilor tehnici. Filip Otele și-a pus cenușul cap mai devreme și a spus că e bine, aveți de aratat și din cauza lui ne-ați reușit să bateți astăzi. Eu vă întreb să știți starea terenurilor, pentru că e o problemă. Este, într-adevăr, este o problemă și cred că s-a văzut, la noi cel puțin s-a văzut cel mai bine la Mioveni, unde chiar dacă, într-adevăr, am jucat împotriva unui adversar care poate nu era la nivelul maxim de motivație, pe un gazon bun, am reușit să facem un joc de pase consistent, să ne creăm ocazii în urma unor acțiuni lucrate pe calitățile jucătorilor, accelerări în flanc și așa mai departe. E normal că e o situație care nu ne convine absolut deloc, dar pe de altă parte trebuie să ne adaptăm, pentru că este iarnă, este totuși decembrie, inclusiv terenurile de antrenament au de suferit în această perioadă și mă bucur că jucătorii au înțeles, pentru că, exact cum a spus și dumneavoastră mai devreme, noi avem în componență jucători cu calitate tehnică bună, dacă nu chiar peste media ligii întâi, aș putea spune, și iată, au lăsat totul deoparte și au băgat capul în pământ și astăzi au muncit, nimic de reproșat din acest punct de vedere.